Pompierii din capitală și-au testat astăzi viteza și rezistența. Peste 200 de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență au concurat la crosul organizat de ISU București. Competiția a avut loc ocazia Zilei Pompierilor. Atenție! Start! Plutonierul Ionuț Rolea are 31 de ani. Lucrează la detașamentul Palatul Parlamentului, iar de 6 ani se clasează pe primul loc la categoria sa de vârstă. Mișcarea e secretul primordial și, desigur, mi fac mișcare de plăcere, nu ca o obligație. Acum au fost aproximativ 2 km și de obicei alerg minim 6 km, maxim 15-20, depinde. Nici Lucian Mazilu nu este ușor de detronat. Membru în echipajele de descarcerare, tânărul are o pregătire fizică de invidiat. Sunt o fire mai sportivă, să zic așa. Îmi place și să not. Vara not 3 km în fiecare zi. Merg și pe munte, sunt membru Club Alpin Român. Merg și cu bicicleta foarte mult. La crosul pompierilor au participat anul acesta peste 200 de angajați ISU, dar și bucureșteni dornici să facă mișcare. Competiția a fost organizată cu ocazia Zilei Pompierilor.